Bună, dragii mei, eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă invit alături de mine să creăm, uite așa, un ornament interesant din ciocolată. Este destul de simplu de realizat și cu siguranță va înzestra orice desert cu o eleganță aparte. Haideți să începem! Pentru început, trebuie să pregătim o tavă plată. Tava am uns-o bine cu ulei, iar deasupra am lipit o folie de acetat flexibilă. În loc de această folie, puteți folosi o hârtie de copt sau o folie de plastic. Atâta timp cât este foarte bine lipită de tavă, va funcționa la fel de bine. Aplicăm ciocolată temperată fie direct pe platul de lucru sau, ca în cazul meu, pe piatra de marmură, formând o formă rotundă. Dacă nu ați mai temperat ciocolată până acum, atunci vă recomand să urmăriți videoul despre temperare, linkul al cărui îl voi lăsa în descriere. Cu cât mai mare doriți să fie ornamentul, cu atât mai multă ciocolată trebuie să aplicați. În cazul dat, pentru că fac doar unul singur, 100 de grame de ciocolată mi-a fost suficient. Un aspect important de reținut este faptul că ciocolata trebuie să fie foarte fluidă. Cu cât mai fluidă, cu atât mai reușit va fi rezultatul final. În general, ciocolata pe bază de unt de cacao este mai fluidă decât cea din grăsimi vegetale. În continuare, vom plasa tava pregătită mai devreme direct peste punctul din ciocolată. Atent o vom apăsa în jos și ușor o ridicăm, formând uite așa niște vârfuri ascuțite. La această etapă, ciocolata de pe tavă trebuie să rămână în poziție suspendată până ciocolata se prinde. Puteți pune tava pe niște pahare sau orice alte obiecte care să o sprijine. Când ciocolata s-a prins, putem întoarce tava din nou și să decupăm ornamentul după dimensiunea dorită. Eu am tăiat ciocolata cu o formă de tăiat biscuiți, pe care am înfierbântat-o câteva secunde pe o tigaie fierbinte. Ornamentul este gata, eu însă am decis să-l decorez și cu puțin sclipici alimentar în culoare aurie. Asemenea, ornamente se pot păstra într-un container închis hermetic, într-un loc uscat la temperatura camerei. Le puteți crea cu mult timp înainte, în diferite dimensiuni și să le folosiți ori de câte ori doriți să decorați ceva cu ele. Asta a fost totul pentru astăzi, dragii mei, sper că v-a plăcut acest video, că despre tortul pe care îl vedeți în imagini, promit să revin curând și cu rețeta lui. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, până data viitoare! Poftă bună! Pa, pa!